Zanca Uraganu face furori peste tot pe unde merge, iar atunci când este invitat la un eveniment pentru a întreține atmosfera, show-ul este la el acasă. Ei bine, așa s-a întâmplat și recent, căci prezent în cadrul unui eveniment, artistul a primit bani de la un tânăr, care este fan al muzicii rock, pentru băiatul a scos imediat portofelul în fața cântărețului pentru a-i da o sumă de bani, iar manelistul a rămas surprins. Ei bine, de precizat este că, întreaga scenă a fost filmată, iar imaginile s-au viralizat rapid. Zanca Uraganu a primit bani pentru dedicați chiar de la un rocker. Nu mai este un secret pentru nimeni că Zanca Uraganu se numără printre cei mai iubiți și apreciați artiști de la noi din țară, iar în urmă cu ceva timp, chiar cântărețul a declarat că este conștient de faptul că muzica lui bucură o mulțime de suflete, indiferent bine, în urmă cu câteva zile, invitat la o petrecere pentru a întreține atmosfera, Zanca Uraganu a fost abordat de către un tânăr care îndrăgește Așadar, bărbatul nu a stat nici o clipă pe gânduri, și a scos portofelul din buzunar și a început să arunce cu banii pe artist, în schimbul unor dedicați, întreaga scenă a fost filmată, iar imaginile au fost urcate în mediul online, pe TikTok, acestea viralizându-se rapid. De asemenea, reacția lui Zanca Uraganu a fost foarte apreciată de către internauți, iar mulți dintre fanii au felicitat pe cei doi pentru reuniunea dintre cele două genuri, iar acum facem ceva. Omul ăsta a venit aici să asculte manele, nu să asculte rock, așa că, dă-i drumul. Tot așa, la introducerea asta, artistul are o relație cu Alina Marimer. Zanca Uraganu trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu logodnica lui, Alina Marimer, însă în prezent, cântărețul este căsătorit, cu acte în regulă, cu Mădălina Miu. Manlistul nu a reușit să divorțeze de cea care i-a fost parteneră de viață o scurtă perioadă de timp, asta pentru că bruneta nu s-ar fi prezentat la notar, pentru a semna actele de divorț. Mai mult decât atât, Zanca Uraganu susține că tânăra chiar i-ar fi cerut bani, pentru a eu cu femeia asta, eu și când eram cu ea, eu nu stăteam cu ea. Eu stăteam o zi, două și o săptămână, nici măcar nu îi răspuneam la telefon, o aruncam ca pe câini și nu eu, toți bărbații pe care i-a avut. La fel au procedat. Eu am luat legătura cu ei, că na, ea a avut mulți bărbați în viața ei, din ăștia care o luau în mașini, o aruncau, lăutari, băieți. S-a găsit ea să nu vină la divorț ieri, ca să îi dau bani, 100 de